În alt moment foarte drăguț de la absolut. Salut, șacaluri, mă, ce faceți? Ne vedem din an în pași, măcar ne vedem, asta contează, nu-i așa, așa e, da, știu. Înainte să zic ceva, apasă pe clopoțelul ăla, mă, să primești notificare. Nu contează dacă îl ai deja, îl mai apeși odată ca să... Nu, adică... Adică trebuie să-l bifezi, să-l ai acolo, că nu se trimit toate videoclipurile și așa, știi, primești, mă rog, vedeți voi. Astăzi m-am gândit să vă arăt două feluri de cringe. Tot e la mod, am zis să fac și eu, numai că am venit cu o idee un pic neoriginală. Mai nu e destul de originală, adică... Hai să trecem la treabă, hai, dați un like acolo, cum... Lați un like, de ce nu, da? Promit că o să am episoade și mai bune, îndată ce o să am și un pic de timp, o să am și un pic de idei, dacă mă înțelegi, dar până atunci am zis, bă, hai să vă arăt două feluri de cringe. Pentru cei care nu știu ce înseamnă cringe, e un fel de sinonim pentru awkward, ceva jenant, ceva de gen. Vreau să vă arăt cringe-ul Caterinca. E un video de-a mea, o parodie care a făcut 50.000 de vizualizări, ești nebun? Aici parodiam conflictul ăla dintre Ghesu și Chelu și să arăt așa cringe-ul ăla la glumă, că trebuie să-l vezi, adică trebuie să-l simți, nu să-l vezi. Frate, deci purtam bandană cu șapcă și aveam și căști de-astea mari și aveam eticheta aici, frate, uite eticheta. Ok, și aici trebuie să vină cringe-ul, forță, hai să vedem. Cuvinte. Da, 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 bine ai venit. Un blază. Asta înseamnă cringe la Caterinca, dacă nu m-ai înțeles, adică... De purul lui în oglindă, vine pompat încântat de la solar și masaj, la scandal e zero, nu dă cu pumnul. Nu se auzea ce vorbeam. Mi-a tremurat și camera când am trecut telefonul. Lumea s-a schimbat, hai la... Bun, asta a fost cringe-ul la glumă. Acum hai să vedem cringe-ul pe care îl numesc eu persoană fizică. Nu luați nume de rău, o să-i dau și like la începutul videoclipului fără să mă uit. Eu sunt Andra și după cum vedeți sunt îmbrăcată specific unei absolviri, deoarece vreau să vă arăt și vouă prin ce am trecut eu în ziua absolvirii mele la liceu de acum câteva săptămâni. De ce a fost cu pauza aia? Bă, am înțeles că eu m-am dat cu mină de creion pe față, dar ce a fost cu pauza aia? Stai că, adică, auzi un pic. Deoarece vreau să vă arăt și vouă prin ce am trecut eu în ziua absolvirii mele la liceu. De acum câteva săptămâni. Bă, asta chiar a fost, dar mă jur pe viața aia. Majoretele liceului, pe care le pregătesc și alături de care dansez, trebuiau să deschidă festivitatea. Așa că m-am îmbrăcat repede și... No! Începe să se simtă, frate, începe să se simtă. Teddy are pentru tine fructe, morcovi, vitamine. Și acum are pentru tine o promoție de bine. Pam! Așa faci, mă, Andra Gogan, așa faci? Ai, doamne, că mă lua cu... Era să fac pre-infart, ești nebun. Ai, stai cu minte acolo. De ce trebuie să te strâmbi așa? Și de asemenea, eu m-am înscris deja cu trupa mea de dans la un concurs foarte tare. Nu pot, oprește-te. Frate, eu o persoană ok, nu am zis nimic. Bă, dar eu nu înțeleg de ce trebuie să te strâmbi așa și să încerci să... Nu dare tuturor, eu sunt Nick și bine m-am regăsit la un nou episod. Yay! În alt moment foarte drăguț de la absolut. Nu, unde-i zâmbetul ăla? Stai. Cântecelul de la Teddy. Stai. Intrați acolo pe site și o să vedeți. În următorul video o să vă arăt și eu cum am dansat alături de cei de la Amici. Uite, atent, se mai vede aici prin negru, dar nu, e bine că e mai negru așa. M-am zis, n-am nimic, dar eu nu înțeleg de ce trebuie să prefac atac când vorbești. Adică, bă, frate, vorbește normal, frate, doar că ar încerca să adopte un stil pe care nu l-are ea. Adică, nu înțeleg ce-i cu... Hai că nu, mă, nu, sincer, nu mă interesează pe aici. E cel mai random video pe care l-am. Și ne-am apropiat foarte mult unii de ceilalți. Și de aceea le-am pregătit și o piesă foarte drăguță. Se numește An de liceu și sunt sigură că și voi o știți, așa că vă invit să cântați alături de mine. Nu. Uai de capul meu, Dumnezeule mare. Știi cum văd eu chestiile astea? Adică nu o fi singura, că sunt mulți. Am făcut și făceam și eu așa, știi? Și cam acesta a fost videoclipul, dragii mei. Nu uitați să lăsați un like și sper că v-a plăcut mult videoclipul. Pa, pa! Vai de... Fix așa o văd, deci să mor eu dacă nu fix așa o văd. Astfel v-am arătat cringe-ul la glumă și v-am arătat și cringe-ul pe persoană fizică. Adică când ești tu, tu ești cringe, nu ce faci, când ești tu. Pentru că Andra m-a ajutat să fac acest videoclip, pot să-i las un like, da, să aibă 10.108, adică, știi, până la urmă i-am dat și eu like, e bine, nu? Da, și cam asta a fost, alta nu e. Am râs cu Andra, am plâns cu Andra, ne-am simțit cringe cu Andra, e bine. E o persoană deosebită, ce pot să spun. Noi o să ne vedem curând, promit că o să am videoclipuri mai bune decât am plâns de întâi.
iunie, mă rog. Da, și ce să vă mai zic, fiți voi, adică dacă ești prost și chiar crezi că ești prost, atunci fii prost până la capăt, nu încerca să fii deștept. Adică lumea o să te aprecieze mai mult dacă ești prost decât dacă o să vrei să fii deștept. V-am pupat și la revedere. Tom, greșesc la fel de mult ca tine, câteodată merge rău, dar câteodată merge bine. Astăzi am dat tot, ieri n-aveam nimic. Vezi cum cad, stai să vezi cum mă ridic. Încep să fiu mai răbdător cu oamenii de jur. M-abțin de câte ori, bine simt ce să-i înjur. Eu nu fac muzică ca să te văd cum dai din cur. Fac versus...